Autoritățile din Medjidie au organizat un întreg program pentru a celebra Ziua Națională a României. Cu mic, cu mare, s-au adunat în fața monumentului eroului român, unde s-au depus coroane de flori în semn de omagiu pentru cei care și-au arătat omenia și curajul pe câmpul de luptă. Românilor de pretutindeni, astăzi, într-o zi mare pentru noi toți, ce să le urăm decât toate cele bune, așa ca tot românul urare de sănătate, pentru că toată lumea are nevoie de așa ceva în primul rând. După care, alături de toți cei care le sunt dragi și apropiați, să sărbătorească românește. Televiziunea Alfa Media s-a plecat cu respect și recunoștință în fața eroilor neamului. În memoria tuturor celor care s-au jertfit pentru înfăptuirea Marii Uniri, a fost adus un pios omagiu. Și la Monumentul Eroilor din Mircea Vodă a fost oficiat serviciul religios, urmat de o defilare a militarilor. Cu ocazia Zii Naționale a României, urez românilor de pretutindeni un frumos la mulți ani, la mulți ani României, și Comuna Mircea Vodă în fiecare an, cu ziua ocaziei României, la Cimitirul Internațional de Onoare, sărbătorește această frumoasă zi a noastră a românilor. După depunerea de coroane, activitățile au continuat pe platoul din fața Casei de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu din Medjidie, unde s-a intonat imnul de stat, iar autoritățile prezente au rostit câteva alocuțiuni. Acum 23 de ani, 24 de ani, în 1989, românii s-au gândit că această zi trebuie să însemne într-adevăr renașterea națională, renașterea și unirea tuturor românilor. Astăzi suntem aici să sărbătorim aceste evenimente, să onorăm trecutul, să ne respectăm înaintașii, să avem ca obiectiv mândria acestei țări, prosperitatea cetățenilor și totodată să creăm viitorul acestei țări. Din program nu a lipsit nici ceremonialul militar. Colonelul dr. Gheorghe Rotariu, comandantul garnizoanei Medjidie, a ținut să facă o urare tuturor românilor. Poliția locală a municipiului Medjidie. Dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, pentru militarii din regimentul 53 rachete antiaeriene, trofeul Traiani, pentru militarii din garnizoana Medjidia, pentru populația din localitatea Medjidia, pentru populația întregii țări, la mulți ani, multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor, satisfacții atât familiale cât și profesionale. Tradiția zilei de 1 decembrie și importanța unității poporului român au fost cele mai frecvente cuvinte folosite de către cei prezenți la manifestări. Nu au lipsit însă nici urările. Un moment deosebit, Ziua Națională a României, sărbătorită la Medjidie așa cum se cuvine, cu o paradă militară deosebită, cu prezența numeroși cetățeni, a numeroși tineri, a foarte multor copii. Le doresc tuturor medjidienilor multă sănătate și prosperitate. Le urez tuturor românilor ca să trăiască într-o țară demnă de care să se bucure, să fie fericiți de traiul în România și fie ca viitorul să fie mult mai bun pentru noi. La mulți ani români, la mulți ani România! Cei prezenți la eveniment au fost serviți cu câte o porție de mâncare tradițională, fasole cu cârnați. Și locuitorii din Cernavoda s-au prezentat în număr mare la ceremonialul militar și religios de la monumentul din parcul central al orașului. Cuvântul de deschidere a manifestărilor l-a avut Gheorghe Hânsă, primarul orașului Cernavoda, care a vorbit despre însemnătatea acestei zile istorice. Să le dea Dumnezeu foarte mult noroc de conducători buni și să se bucure totdeauna de ceea ce au și să adauge încă un pic la ceea ce își doresc ei. Mulțumesc tare mult! Trăiască România întreagă! În acordurile fanfarei au fost depuse coroane și flori la monumentul din parcul central al orașului.
De la manifestare nu au lipsit reprezentanții primăriei, Consiliului Local, ai unităților militare și grupurile de elevi ai instituțiilor locale de învățământ. Domnul colonel Dima Constantin, șeful de stat major al unității. În această zi de sărbătoare doresc tuturor românilor, militari, civili, patrioți, nepatrioți, că mai sunt din păcate și acest gen de oameni, sănătate multă și puterea de a lupta și de a depăși toate obstacolele care, din păcate, încă mai se văd. La mulți ani, România, la mulți ani, România! 1 decembrie 1918 a însemnat momentul istoric de făurire a statului național unitar și de împlinirea unui deziderat de viață. Ziua națională a României a fost sărbătorită cu mare fast în fiecare oraș prin diverse activități care să ne amintească că trebuie să fim mândri că suntem români și să strigăm din tot sufletul la mulți ani România!